În urmă câteva zile, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Barbu Știrbei Călăraș, au efectuat exercițiul Seism 2019. Cât de pregătită este populația și cât de pregătite sunt autoritățile să intervină în cazul producerii unui cutremur, ne spune inspectorul șef al ISU Călăraș, Adrian Păduraru. Săptămâna trecută, în perioada 15-17, la nivel național s-a desfășurat acest exercițiu major în care au fost implicate toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum și celelalte instituții abilitate. S-a simulat producerea unui cutremur în zona Vrancea, care a avut ca și repercursiuni, distrugeri în diferite localități, inclusiv în municipiul Călăraș și celelalte municipiul Oltenița și alte localități din județul Călăraș. La nivel național este pusă în aplicare o concepție națională post-seism, în care sunt definitivate atribuțiile fiecărei instituții implicate, precum și sprijinul acordat din partea celorlalte județe, inspectorate județene pentru situații de urgență, pentru județele unde au fost produse distrugeri, avarii, pierderi de vieți omenești și tot așa. După cum știți, la nivelul județului Călăraș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență are 8 subunități de intervenție în care sunt amplasate mijloacele de intervenție ale inspectoratului. La momentul acesta deținem, pe lângă mijloace de intervenție mai vechi, deținem și două mijloace de intervenție, două containere pentru a acționa în situațiile de acest gen la cutremur. Sunt două containere multirisc de căutare, salvare în principiu a persoanelor. Acestea sunt la Călăraș și la Oltenița, bineînțeles, în funcție de situațiile pot ajunge în celelalte localități. De la nivelul celorlalte inspectorate județene, putem primi în sprijin astfel de mijloace de echipamente, inclusiv partea de prim ajutor medical reprezentată din spitale, prin acele module de spitale mobile. În situația în care va fi afectat un alt județ învecinat, ISU Călăraș va trimite la fel forțe în acel județ, dacă județul nostru nu va fi afectat? Dacă județul nostru nu va fi afectat, cu siguranță module, grupe operative vor pleca în sprijin către acel județ, iar de acolo fiecare județ în parte va avea câte o bază de operații instituită, astfel de acolo să poată fi direcționate spre locurile unde sunt produse acele distrugeri, avarii, astfel încât să ne sprijinim între noi. La fel, vă spun și colegii de la jandarmi, de la poliție, avem același sistem de sprijin și de alocarea forțelor. Să presupunem totuși că un cutremur de o magnitudine mai mare va afecta județul Călăraș. Care sunt primii pași? Sunt deja stabilite locurile unde vor fi amplasate acele spitale mobile? Cum va fi situația? Adică cum va fi coordonarea? Se va întruni acel comitet pentru situații de urgență? Da. La momentul producerii e clar că toată lumea va ști că s-a întâmplat. Prin ordinele noastre interne la nivel ministerial, automat toate cadrele Ministerului Afacerilor Interne, fără o altă comandă, se va deplasa către unitățile de unde provin. Cum am spus, pompieri, jandarmi, poliție, prefectură. Prin ordin al prefectului se va convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, bineînțeles că și la nivel de unitate administrativ-teritorială locală, fiecare primar își va convoca Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Se va operaționaliza acel centru județean pentru conducere și coordonare și conducere, care va fi de principiu la nivelul clădirii Inspectoratului pentru Situații de Urgență,
unde vor veni reprezentanți ai tuturor instituțiilor abilitate și cu atribuții în domeniul ăsta, se vor strânge, se vor centraliza informații, toate datele, iar apoi vom direcționa aceste mijloace de intervenție acolo unde este cazul. Noi avem din timp stabilite locații, astfel încât să putem să ducem acolo genul acesta de spitale mobile, genul acesta de tabere pentru sinistrați, locații, clădiri ale unităților administrative teritoriale, gen școli, cămine culturale, unde putem să cazăm săl de sport, unde am putea să cazăm diferitele persoane sinistrate din anumite localități. În funcție și de ce se întâmplă la momentul respectiv, unde sunt distrugerile cele mai mari, avarele cele mai mari. Un seism cu siguranță va provoca pagube și în ceea ce privește sistemul de comunicații. Cum vă veți descurca într-o situație de genul ăsta? Da, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în momentul în care cad toate celelalte sisteme de comunicație uzuale ale rețelelor de telefonie, se dețin niște echipamente de comunicație tip satelitar, care vor fi distribuite echipajelor din teren și pe centrului de coordonare și conducere, astfel încât să putem să obținem date cât mai reale din zonele afectate și, bineînțeles, să începem să ne direcționăm toate mijloacele și resursele către locurile respective. Cu siguranță alături de dumneavoastră, alături de ISU, vor interveni și cei de la jandarmerie, ambulanță, poliție locală. În momentul de față există foarte bine stabilit fiecare ce are de făcut, adică se va ști exact în acel moment? Clar. Acest lucru este stabilit. Se știe la nivelul Comitetului Județean, vor fi de principiu șefii structurilor respective, în centru de coordonare și conducere vor fi reprezentanți 1, 2, 3, 4, în funcție de situația respectivă, de la fiecare instituție, fiecare armă a Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât să obținem de la toți date și să știm exact pe ce ne putem baza de la fiecare în parte mijloace și resurse umane. Cine va coordona Comitetul pentru Situații de Urgență? Comitetul Județean? Da, clar, prefectul este președintele Comitetului Județean pentru Situații în dumnealui, sub conducerea prefectului. Nu va fi... Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă despre ISU mi-ați vorbit, cât sunteți de pregătiți, din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că populația este pregătită pentru... Se fac campanii de informare, se mediatizează foarte mult cum trebuie să ne comportăm în caz de cutremur. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, cum i-ați văzut că reacționează? Cum? De câte ori am avut ocazia și facem periodic la instituții publice, cel puțin la unitățile de învățământ, colegii mei merg în teritoriu și fac acele exerciții de evacuare în caz de incendiu și de cutremur. Cred că gradul de conștientizare și de cunoaștere acestor acțiuni a crescut foarte mult în ultimii ani și sperăm la un anumit moment, dacă se va produce, să nu avem, că mai ales în momentul ăla panica provoacă și mai multe distrugeri. Da. Eu zic că cel puțin lumea a început să conștientizeze și să informeze și să cunoască aceste acțiuni în caz de cutremur. Să presupunem că seismul se va produce ziua, când oamenii se află la serviciu, copiii se află la școală. În strategia dumneavoastră de intervenție, dacă există o strategie, se ia în vedere, se ia în calcul evacuarea unităților de învățământ, a spitalelor sau, în primul rând, există o astfel de ierarhie sau veți interveni acolo unde veți fi solicitați? Nu. Există o asemenea strategie, clar, fiecare la momentul respectiv își va desfășura evacuarea, pentru că nu putem să fim la... Deci fiecare unitate... Fiecare unitate își va... Noi avem prioritizată, clar, situația în care un spital sau spitalul județean Călăraș și afectat, e clar că spre spitalul județean se vor destina mijloacele de intervenție și resurse umane. La fel și către instituțiile învățământ sau instituțiile publice. Acum e în funcție de ce se întâmplă la momentul respectiv. Care are distrugerea cea mai mare sau cum sunt avarii. Și în funcție de asta noi trimitem mijloace de intervenție și personal
aferent.